să vizibeze ședința. Motivat și de faptul că astăzi doamna dorește să prezinte raportul întrebării la anul 2020. Da, mulțumesc. Eu o să mă rog. Cred că aveți pe masă la dat, doamna secretar, procesul verbal pentru ședință. Dacă l-ați urmărit, l-ați văzut. Dacă sunteți de acord cu procesul verbal, nu trebuie supus la ordinea. Cu ordinea de zi, o să vă citesc eu și ordinea de zi imediat. Dacă sunteți de acord, pe ordinea de zi de astăzi este raportul de activitate al primarului Comunei Poduri pentru anul 2020. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Poduri în Comisia pentru Evaluarea Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Comunei Poduri pentru activitatea desfășurată în anul 2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție 224 din 75-2020 pentru proiectul modernizare infrastructură rutieră sat Poduri, Comuna Poduri, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe teritoriul Comunei Poduri. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de asociere între județul Bacău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Comuna Poduri, privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pe anul 2021. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Ciugulei Elena și diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și cu procesul verbal, vă mulțumesc. Ca să fie treaba mai, să spun așa, un pic mai, pentru că probabil pe baza raportului meu de activitate, poate să aveți ceva de pus întrebări. V-aș ruga, dacă sunteți de acord, să începem întâi cu, să lăsăm raportul de activitate ultimul și să începem cu celelalte, proiecte de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local. Trebuie să, pentru a evalua secretarul, avem nevoie de două persoane din Consiliul Local care să evalueze performanțele profesionale ale secretarului general. Dacă aveți propuneri. Nu aveți nicio propunere? Spuneți. Domnul Starpar. Domnul Starpar. Doamna profesoară. Caraba? Sunteți de acord cu cele două propuneri? Vă mulțumesc frumos. Trecem la următorul proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de urgență a prelungirii scrisorii de garanție numărul 202 din 75-2020. Este vorba despre drumul din Prănești. Nu este vorba de a mai da bani, este vorba de a prelungi această scrisoare de garanție, deoarece mai durează până când se va termina acest proiect și de aceea o să trebuiască și documente și tot ce avem mai trebuie prelungite și trebuie trecute prin ședința de Consiliul Local. Cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? Mulțumesc! La numărul 4, după cum știți, proiectul de hotărâre cu decontarea cheltuielilor de transport care a fost veșnic și de demult. Cine este pentru? Mulțumesc! Încheierea unui contract de asociere între județul Bacău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Comuna Poduri privind finanțarea de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap din anul 2021. După cum știți, în fiecare an, noi avem o colaborare cu Direcția Socială, cu Direcția Generală de Asistență Socială, iar în fiecare an tot trebuie să semnăm acest contract. Este vorba de persoanele care sunt instituționalizate, care noi mereu avem de-a face, dăm și ceva bani pentru ele. Da, deci în fiecare an plătim o anumită taxă pentru aceste persoane, pentru că sunt la noi în... Da. Câte persoane sunt? Șase. Da, mulțumesc. Cine este pentru? Mulțumesc frumos, se abține cineva? Împotrivă? La punctul 6, un proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență, doamnei Ciuglei, Elena. Avem aici cererea.
Este vorba despre, este vorba despre un incendiu. E o familie nu foarte bogată, foarte puține resurse materiale. Știți că noi de fapt nu dăm, nu dăm bani, dăm materiale de construcții. Fiind o familie cu mai puține resurse, am zis că să dăm un maxim de bani, să dăm 2000 de lei, 20 de milioane, dacă sunteți de acord cu suma, dar... Da. Mulțumesc frumos! Asta a fost ordinea de zi. După cum știți, nu avem buget, deci n-am avut ce... N-am avut ce lucra deocamdată, lucrează Mihaela deja la un plan de buget. Cer că Mihaela la dumneavoastră în următoarele zile, până când, până când bugetul va veni și vor veni, vor veni detaliile despre sumele primite, am rugămintea să veniți și dumneavoastră cu propuneri și cu hotărâri, cu proiecte de hotărâre, pardon, pentru a vedea ce avem, mai avem nevoie în comună. Deci să veniți, să ne spuneți și să faceți un proiect de hotărâre și vă rog frumos ceea ce avem nevoie să fie pus pe hârtie, pentru că poate finanțăm, poate nu, depinde ce bani și ce surse o să avem de finanțare pentru el. Dar să vă rog și din partea dumneavoastră dacă să ele vor fi dezbătute în ședința de comisie de buget, iar apoi vor fi analizate și după care vor trece să fie sau nu votate într-un sit. De asta vă spun că zilele acestea, dacă dumneavoastră doriți să veniți să ne dați o idee, un sfat, să ne spuneți despre ce este vorba și unde ar mai trebui bani, eu știu, bani trebuie peste tot, dar trebuie să găsim undeva, cum să spun, niște lucruri mari, prima și prima dată, pentru că mai avem destul de multe lucruri, să spun, mai mari de făcut, în afară de a face un podeț sau undeva, sunt mult mai multe lucruri mai mari de făcut și spun asta pentru că nevoile trebuie să fie și să aibă ca și un fel de punctaj. În sensul în care, acolo unde avem nevoie să facem un proiect și să-l finanțăm, să fie mai multe persoane care beneficiază de acest proiect. Asta este în primul și în primul rând, de să fie cât mai multe persoane care să beneficieze de acest proiect. Aștept propunerile dumneavoastră, dacă nu sunt eu, o să-l lăsați la secretariat, fără niciun fel de problemă. Raportul de activitate pe anul 2020. Unul dintre colegii mei mi-a spus să spun că și raport de activitate ar trebui să spun doar câteva cuvinte. Vă rog frumos, dacă vreți, facem ca un fel de excursie, așa într-o zi, toți. Mergem pe teren să vedem care și ce faci și ce muncă s-a depus și cred că asta este cel mai bun și cel mai frumos și cel mai elocvent. O să aduc aminte câteva lucruri pentru că mi se pare normal să spun treaba asta. Mai când aș face-o, pentru că dacă o fac, unii interpretează că am venit să ne ridicăm în slăvi cu asta, până la urmă ne ridicăm în slăvi. Acestea sunt lucruri care sunt înfăptuite. Administrația publică din asta trăiește din lucrurile pe care le face. Așa cum am fost întotdeauna de acord să spunem în general lucrurile bune care se fac și să dăm o putere exemplului bun, cred că și acum câteva exemple din proiectele pe care le-am făcut, nu cred că aduc niciun prejudiciu nimănui. În primul rând, înainte să spun despre proiecte, la aceste proiecte muncesc efectiv persoane. Nu fac eu proiectele, eu vin cu propunerea și vedem dacă într-adevăr acestea pot fi finanțate, pot fi duse la capăt. Este adevărat că responsabilitatea este a mea pentru că semnez și vedeți ce înseamnă, poate ați văzut și în ultimul timp acum ce s-a mai întâmplat, vedeți ce înseamnă o semnătură sau nu pusă într-un anume mod sau într-un anume fel, vedeți câtă responsabilitate implică această semnătură. Este foarte ușor de vorbit de pe mari și toată lumea știe, toată lumea face și nu faci proiectul acolo, ce nu e acolo. Deci toată lumea știe, toată lumea e o totală administrație și o totală... Da. Toată lumea e constructor, toată lumea știe despre ce e vorba, doar că în momentul în care trebuie să semnezi și în momentul în care trebuie să-ți asumi răspunderea pentru miliarde care trec prin mâna ta, atunci știți cum e. Semnezi tu un răspuns. Nu contează că ți-a spus ăla și ți-a spus ăla. De-aia trebuie să fim... Eu trebuie să mulțumesc colegilor mei de
dezbate dumneavoastră de aici, pentru că așa cum sunt ei, mari, cu bune, mai curele, cum suntem toți, sunt cei cu care muncesc zi de zi, sunt cei cu care cel puțin 8 ore stăm aici. Mi s-a spus odată, domnule, de ce scoți în evidență doar colegii din primărie? Eu cu ei lucrez toată ziua. Cu supărare, fără supărare, ei sunt cei care lucrează. Este foarte adevărat. Consiliul local are, cum să spun, importanța sa, dar nu sunt cei care lucrează efectiv. Consiliul local bine arată cu deșul, aici se face așa, aici se face așa, aici trebuie făcut așa, dar efectiv actele și sute de dosare și sute de acte și așa sunt făcute de către, colegii mei. Și nu am cum să spun că nu sunt bun. Suntem o echipă în ultimul timp și luat și vorbind la Consiliul Județean și suntem o echipă performantă care au făcut ceva, adică care pur și simplu s-a văzut munca, nu altceva. Sunt și lucruri negative, foarte adevărat, că nu e nimeni perfect. Sunt foarte, sunt destule lucruri negative, credeți-mă, că nu trăim niciunul și nu e perfect. Dar asta nu înseamnă că ne-am furat să spunem, domnule, știți, ăla a făcut așa, ăla a făcut așa, asta e negativ, asta e... Nu văd, încă o dată spun, eu cred că de exemplu încă de când eram la școală și mi se pare că e cel mai bun exercițiu. O să vă spun, am aici toate proiectele din 2016, o să vă spun proiecte mai importante, înființarea rețelii de gaze, vreau să spun că suntem înaintea foarte multor comune, așteptăm să vedem dacă într-adevăr o să avem acum finanțare, probabil că având proiectul sper cât de repede să putem găsi finanțare pentru acest proiect, el va trebui... Este și din bugetul local și din POIM, dar noi o să susținem o parte foarte mică, vă dați seama, pentru că proiectul de gaze va fi unul destul de costisitor. Din ce... Da, aici văd că este cu valoare totală, ar fi 37 de milioane de lei. 370 de milioane. Deci 375 de miliarde de lei vechi. Atât costă înființarea gazelor în comuna Codru. E clar că nu putem să și nu avem de unde să finanțăm noi ca și comună, deci și știți că suntem împreună cu primăria de la Bereștea-Zlău și cu cei de la Strugar și eu zic, după părerea mea, cred că acest proiect o să meargă mult mai repede decât proiectul de canalizare. Proiectul de canalizare este un proiect extraordinar de greu. Acel master plan cu 41 de localități merge foarte greu, vă dați seama numai când se scot actele, când se cere un act, până scot cele 40 ceva de localități, un singur act, un singur aviz. Este foarte greu, a fost luat licitația de cineva din străinătate, tot taie din el, tot îl aduce, tot îl pune. Deci cred că cam 2 ani de zile, să zic așa, este unul dintre cele mai grele. Îmi pare rău că nu am avut posibilitatea, datorită faptului că el este pe master planul acesta, n-am avut posibilitatea pe bucăți sau pe sate să punem proiectul prin PNDL, cum a fost cu drumurile, sau să punem proiectul pe unul dintre programele acestea care și să fim noi singuri, pentru că eu am văzut în momentul în care colaborarea este una și este una atât de mare, n-ai cum să nu prea ai mari șanse de câștig. Așa când ești singur, v-am dezbat și încerci să faci treaba aceasta. Avem proiectul de modernizare și eficientizare sistemului de iluminat public în comună. Este proiectul care a fost depus deja la minister. El este spre finanțare. În timp a stat acolo datorită acestei situații cu COVID-ul. Cei care ne-au evaluat au fost pe rând bolnavi de COVID și nu s-a mai întrunit comisia de evaluare. Mai avem proiectele de drumuri care sunt în
la Compania Națională de Investiții. Unul dintre proiectele de la drumul cel de la Leren va fi preluat de la Compania Națională de Investiții, pentru că este drum doar de interes local și nu este pe situații de urgență, va fi preluat de Ministerul Dezvoltării și de acolo vom primi finanțarea. Dar datorită faptului că nu avem încă buget și nici ei încă nu au buget, eu săptămâna trecută am fost la București și am vorbit despre aceste proiecte, aceste cu drumurile, drumurile de la Cernu, drumul de aici, de la Albu, de la Jandar care trece și drumul de la Dere. Vor primi finanțare o parte pe situații de urgență și o parte vor primi finanțare din, ca și reabilitare drumuri locale. În scurt timp o să înceapă clădirile, acelea căsuțele care se fac prin Habitat. Am avut discuții cu cei de la Habitat. În primă instanță vor face primele patru, iar după aceea vor trece mai departe să facă și pe celelalte. Am ca și o idee, așa, care o să vă spun acum și puteți să vă gândiți și dumneavoastră la ea, acolo unde am cumpărat pământul de la lângă la Rusăiești. Știți că am cumpărat pământul pentru stația de epurare. Și până când se va face stația de epurare, totuși pământul este liber. Lângă stația de epurare mai prinde cineva 7.000 de metri. Eu am fost de acord să cumpărăm și acest pământ 7.000 de metri ca să-l lungim pe celălalt, pentru că în momentul în care acum se vor deschide proiecte, foarte multe proiecte vor merge pe acestea cu energia verde și ar vrea pe bucata aceea de pământ, dacă rămâne o bucată de pământ, să facem un câmp dintre ăla de, zic cum se numesc? De un parc dintre ăla fotovoltaic pentru a prelua și a putea să facem iluminat public, măcar pe sapul Rusăiești, să spun, dacă nu știu care este de fapt, dar nu știu care de fapt câte și cum, n-am făcut nicio calcul, dar având în vedere că pământ în comuna Toduri nu avem, a noastră primăriei, ca să mai putem face să se întâmple ceva, o să dai descompubire. Noi nu avem nimic, deci nimic. E o comună chiar din punctul ăsta de vedere. Tot ce va fi despre Islas, apropo de pământ și vorbim despre asta, primăria nu va mai face, imediat ce se termină contractele, primăria nu va mai face niciun fel de contract cu nimeni pentru Islas. Tot Islasul va trece la primărie, iar din banii respectiv, dacă se vor mai da bani sau nu, pământul și Islasul va fi curățat ori cu cei de la ajutorul social, ori va fi, aducem o firmă care să facă, pentru că cei care astăzi au Islasul avem probleme foarte mari și am avut destule discuții de la mic la mare, pentru că n-au venit să curețe și n-au venit să facă treaba. Și de asta cred că e cel mai important lucru, îl preluăm noi, preluându-l intră banii frumos la primărie, cu banii respectiv mergem și curățăm și avem grijă să facem. Am văzut cum arată o parte de Islaz, mi-a arătat domnul primar de la Berești, Aslău. Vreau să vă spun că e ceva de genul între, cum ar veni, între New York și un centru și suburbie, cam așa. Asta va fi și este foarte multă lume care m-a întrebat ce se va întâmpla cu Islazul, pentru că foarte multă lume nemulțumită. Eu lucrurile acestea le fac în funcție de ce vin oameni din poduri și în cer și în spor. Dacă vă interesează de un alt proiect pe care să-l facem și care să, adică de care vreți să știți ceva, poate eu m-ai omit acum, pentru că sunt multe. Le-am numit. Știți care a fost în ședința de la Cernu? Că ați văzut câteva și imagini, s-a vorbit, acolo a vorbit și Mitrel despre proiecte, cred că cam știți despre ce-i vorba, să vedem ce putea să facem mai departe și ce bani primim. Asta este, uitați-vă că s-a sfârșit luna martie și noi nu am primit absolut niciun leu și nu știm ce și cum vom face. Bine, nu e treaba numai la noi, e treaba în toată țara. Și ca să fie treaba bună, a să vă spun că eu atunci când trebuie să mă gândesc la ce proiecte să fac, la ce responsabilități sunt, când trebuie să mă gândesc la ce bani semnez, la cu cine trebuie să mă mai cert, ce prostii mai au, am mai fost dusă și la DNA. Am fost dusă la DNA pentru că
pentru că mi s-a spus că am făcut, a fost în serviciu și credeți-mă, nu a fost bine situația în care m-au pus, având în vedere faptul că eu personal nu cred că am prejudiciat nici măcar un om și nici măcar ceva din comun acorduri. M-a dus la DNA unul din foștii membri PNL, m-a dus la DNA să spun că de ce am luat banii care dumnealui trebuia să ia la ședințele de acestea de consiliu, m-au dus să întreb ce am făcut cu banii respectiv și că am pus în serviciu și au făcut și ce am făcut eu cu banii, adică unde sunt banii respectivi. Dacă asta a fost un motiv pentru care să duci pe cineva la DNA, eu cred că cel care a făcut treaba asta chiar are o problemă. Eu cred că problema dumnealui este una care mai trebuie să meargă la biserică. Asta e una dintre ele. Cred că lipsește foarte mult partea asta creștină. Dar ce aș putea să spun mai mult? Bineînțeles că aș vrea să spun că mi-a venit, bine, am venit și m-au întrebat despre ce-i vorba, că au venit, mi-au luat declarații. Aș vrea să spun că procurorul, cauză și judecătorul au clasat cauza privind interacțiunile de infracțiunea de abuz în serviciu, că așa m-a dat la abuz în serviciu, că i-am luat eu bani. Și au spus că conform codului penal, fapta nu există. Să vină să o ia, să o citească și o tragă la serul, să o pună pe tapet. Credeți-mă, câteodată nu știu dacă se merită și nu știu dacă și dumneavoastră când mai faceți așa cât o critică sau când mai faceți așa lucruri dintre astea, că toată lumea știe despre ce e vorba și toată lumea știe exact ce se mănâncă lucrul ăsta, aș vrea să fiți în situația asta, chiar dacă nu e nicio problemă și chiar dacă știți că n-ați făcut nimic, să vedeți în situația asta timp de câteva luni, să tot te suni de la DNA, de la... Te suni, te întrebi care-i treaba și vezi, mai poți mai faci treabă pentru comună sau te întrebi pentru ce am venit aici. Pentru ce sunt primar? Dacă eu vreau să fac ceva pentru oameni buni și vreau să fac să las ceva în urma mea, tu mă duci la DNA că nu ți-am dat bani pe 3 ședințe? Bun, bine, nici nu mai spun acum că n-au avut loc. N-au avut loc, normal, că doar nu asta era problema, dar mi se pare mai mult decât, nu știu, aș vrea să spun că ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns. Doamna primar, un moment. Cât l-a costat pe respectivul deschiderea acestei acțiuni? Dar nu cred că l-a costat, pentru că dumneavoastră este un personaj care se ocupă cu așa ceva, că noi toți colegii de aici mai avem chestii de genul ăsta. El le face, el le duce, nu-l costă nimic, pentru că el e la piese și n-are altă treabă. Lumea mai are treabă, mai are de făcut treabă, mai are lucruri de făcut, mai au familii, copii, mai au lucruri de mers pe drum. Alții nu au treabă. Ce să fac? Au făcut o scris. E foarte simplu, o scrie și o dat mai departe și a fost foarte prejudiciat ce-i drept domnul. Foarte mare prejudiciu, foarte tare că nu s-au făcut niște... Știu primării unde fac anume ședința ca să nu se desfințeze doar Consiliul Local. Nu o să dau nume, dar știu destule primării care fac treaba asta ca și fac o dată la două, trei. Nu pentru că nu au. Și gândiți-vă că în timpul ăsta când a fost, când mi-a făcut plângerea asta, a fost și cu pandemia. Că a fost în perioada aceea cu pandemia, când puteam foarte bine să nu chem pe nimeni și puteam să fac online sau să nu fac, puteam pur și simplu dacă chiar într-adevăr trebuie, dar dacă n-au fost lucruri și cauze pentru ședinții, pentru ce să facem? Până la urmă, îs banii oamenilor, eu dacă greșesc ceva, plătesc, personal plătesc, nu mă cheamă în niciun fel, mă cheamă așa cum știți, dacă greșesc ceva, am plătit, pentru ce să-i plătesc dacă n-au fost? Da. Îmi pare rău că situația a fost așa, dar aș vrea să vă spun și dumneavoastră, în locul meu, înainte de a scoate și a arunca flăcări și vorbe pe gură, vă rog frumos să vă spun și dumneavoastră în locul meu pentru 5 minute pe zi. Și vedeți că acum, că toată lumea știe să facă, știe de ce ai făcut așa, cum ai făcut așa, dar de ce nu ai adus pe asta, dar de ce n-ai făcut asta. 5 minute, 5. Stați în locul meu și după aceea mai discutăm. Mulțumesc frumos, dacă vrea cineva să spună ceva, cuvinte despre ei. Da. O să încerc eu la diverse să deschid acest subiect. Îmi pare rău de mască, o să o cobor un pic mai în jos, că nu pot vorbi. Aș ruga tare mult, doamna primar și estimați colegi și musafiri, să felicităm
medicii noștri de la Poliția Națională, este ziua Poliției Române, astăzi pe 25 martie. Eu la ora 8 am fost la dânsii în primăria veche și am felicitat. Aceleași felicitări o să transmitem și poliției locale, dar pe 21 mai, de Sfinții Constantin și Elena, dacă nu greșesc. Le urăm colegilor noștri de la Poliția Națională multe realizări, multă sănătate și multe bucurii. Comuna Poduri e o comună foarte întinsă, pe kilometri foarte mulți. Pe Albia Râurilor vezi Cernu, vezi Șopa, vezi Brănești, vezi Tazlău și așa mai departe. E o activitate deosebit de grea. Ei fiind trei, se descurcă și ei săraci cum pot. Dar noi îi felicităm pentru ceea ce realizează. De asemenea, fiind zi sfântă a Ortodoxiei, în care noi astăzi sărbătorim ziua Bunei Vestiri, cu alte cuvinte, ziua Maicii Domnului, și o privim și o primim în sufletele noastre cu flori de crin, așa cum au primit-o Sfinții Părinți. Mai de mult, poate dă Dumnezeu și anul ăsta o să mergem și la Înviere, ceea ce nu s-a întâmplat acum un an, în care doamna primar foarte drăguță și Consiliul Local au trimis reprezentanți și a încântat Hristos a înviat pe străzile noastre alături de doamna primar. Doamna primar și stimați colegi din Consiliul Local, vă rog din suflet să-mi dați voie să vă spun un crâmpei din activitatea pe șantierul drumului Brănești, drum realizat prin proiectul acesta GAL. S-a săpat și acoperit conducta de apă cu niște eforturi din partea Consiliului Local mare. N-am fost de acord, am discutat cu domnul viceprimar ca oamenii satului să plătească de la 3 la 5 milioane ca să le sape și lor acolo până în curte unde își pun conducta de apă, să le sape, știu eu, cu utilajele lor. Mi se pare exagerat să cer unui sărântoc 5 milioane pentru a săpa 2-3 metri acolo. Da? În fine, domnul viceprimar mi-a garantat că va discuta cu inginerul de șantier. S-au cărat zeci și zeci de mașini cu balastru și nisip. A fost pus acesta pe drumul de rulaj, unde va veni asfaltul. Au nivelat cu autogrederul, chiar dacă ningea afară abundent, aduceți-vă aminte zile din urmă, și au compactat cu compresorul, chiar pe această vreme capricioasă ce a fost în zile din urmă. Eu sper, doamna primar, că prin efortul domnului viceprimar, prin efortul domnului Ababei, care permanent sunt pe acest șantier, nu mai spun că eu aproape zilnic mă duc și vorbesc cu oamenii ăștia, până și mâncărică le-am dus într-una din zile, va ieși o lucrare la care oamenii satului o să vă cinstească și o să vă apreciez în tot ceea ce faceți, doamna primar. Ei sunt tare mulțumiți de acest lucru. Am ținut de asemenea, stimați colegi, ședința de comisie cu tema înaintea ședinței mari de astăzi, cum contribuie biblioteca comunală și școlară la formarea tinerei generații. Apreciez enorm de mult cuvântul și intervenția și scrisă și verbală a doamnei bibliotecar Narcisa, un om deosebit care știe ce trebuie să realizeze în acest sens. Îmi pare nespus de rău că ne-a tratat cu refuz doamna bibliotecară de la școala Manuela Rusei. Eu am discutat cu domnul director
Busuioc, am discutat și cu doamna Rusei, are ore la Bucșești și am rugat-o frumos, măcar o oră să vină, că sunt activități deosebite. Ce frumos a vorbit doamna profesoară Caraban și doamna Narcisa de învățământul online. Cât de greu desfășoară copilașii noștri învățământul online. Sau ce activități deosebite ne-a prezentat doamna Caraban. Este greu în ziua de astăzi a nu avea învățământul tet-a-tet, față-n-față, ceea ce ne-l dorim noi, așa cum îl știm din moș strămoș. Mulțumesc colegilor care au participat și în afara colegilor din comisie, a participat și domnul consilier Iulian Enea, a participat și doamna Romă Ramona. Sper că v-a plăcut, oameni buni, activitatea comisiei noastre. Referitor la raportul de activitate a primarului, eu nu o să vă răpesc prea mult timp din minutele dumneavoastră, dar nu putem trece cu vederea niște lucruri de suflet. Dați-mi voie să enumăr câteva. Pe 7 martie, din inițiativa doamnei primar și cu sprijinul colegilor Consiliul Local, am mers cu flori, cu zâmbete, cu felicitare, de 8 martie, chiar dacă 8 martie era a doua zi luni. Și ne-a primit cu o rugăciune frumoasă la care am participat. Fiecare din noi, consiliilor, consilieri, am fost repartizați la biserici. La toate bisericile din comună. Eu am fost cu domnul consilier Iulian Enea, am fost la Biserica Sfinții Voievozi, monument istoric, de istorie și, cum să vă spun, într-o zonă mirifică, deosebit de frumoasă, de pe malul Taslăului. Acolo, brăzdarul plugului, atunci când oamenii ară, scot la iveală numai cioburi din ceramica de Cucuteni. Este o istorie scrisă de-a lungul miilor de generații de oameni ce au trăit pe teritoriul comunei. Nu degeaba doamna primar, între realizările domniei sale, sunt cei sărbătorirea a 600 de ani de existență documentară a comunei Podu. 600 de ani. Unele locuri poate mai mult, care datează din timpul domnitorilor Moldove, a lui Ștefan cel Mare și Sfânt și a altora. Eu aș ruga, doamna primar, să vă spun că oamenii satului și părintele paroh Iulian Neagu vă mulțumesc și vă urează multă sănătate și succes în activitate. Și vă iubesc tare mult. Transmiteți-i, doamnei primar, iubirea noastră. Noi nu avem voie acum că e COVID să vă pupăm, să vă drăgălim, dar să știți că sufletul românului, al omului simplu de la țară, valorează cât 1000 de buchete de flori acordate nu știu cui. Enorm de mulți împodurini la dumneavoastră. Pentru asta, doamna primar, să fiți mândră în tot ceea ce faceți. Gurile rele vorbesc vrute și nevrute. Eu la ce a spus dumneavoastră înainte verme cu DNA-ul, trebuia să spuneți, ca să acoperi niște lucruri mai urâte din anii din urmă, tot legat de DNA, tot domnia dumneavoastră și că lucrurile sunt perfecte, să întrebăm dacă acestui domn ce a făcut reclamația aia, nu cumva Consiliul Local, când i-a ars grajdul, i-a dat cea mai mare sumă acordată de Consiliul Local, 50 de milioane, pentru a-l ajuta. Ce ajutor acum să spui, dar noi ceilalți consilieri nu ne-am simțit jigniți,
N-am fost și noi la ședințele alea extraordinare, urgente și toate celelalte lucruri. Am spus noi ceva? Ați auzit din gura noastră că vezi, Doamne, vrem bani pentru ședințele alea? Banii aceștia pot să nu se acorde deloc. Noi nu suntem puși pentru a primi o brumă de bani de 6 milioane cât este. Când acum, recent, am avut înmormântarea lui cumnatului meu și din calculul care l-au făcut fetele mele, depășim 100 de milioane. Mă gândesc la regretatul Cristea Preotese, Dumnezeu să-l odihnească. Un om deosebit ce a ajutat Comuna Podul, la cât s-a cifrat. E greu în ziua de astăzi, oameni buni, și să mor. Dar cât trăim pe pământul ăsta, să facem fapte bune, așa cum spunea doamna primar de enorm de multe ori. Și a sacrificat sănătatea, bucuria vieții și face din Comuna Podul o comună frumoasă, prosperă. Aș ruga doamna primar să-mi permite să felicit pentru activitate colegii din administrație. Sunt niște oameni deosebiți. Sunt niște oameni fără care, doamna primar, nici dumneavoastră, nici viceprimar, nici Consiliul Local nu ar avea satisfacții și succese. Nu îi am în spatele meu și încerc scuze că stau cu spatele. Niște oameni deosebiți, deosebiți. Cu oricare stai de vorbă, te primește cu zâmbetul pe buze. La fel ca doamna primar. Da, poftiți, deschizi ușa, ai o problemă de spus. Da, poftiți, dar săraca nu știe nimeni că nu poate să stea de durerile de la picior sau din alte părți ale corpului, pentru că la Cernu, cu mult bun simț, la activitatea aia deosebită, a spus, a dat un răspuns la cetățenii de la Cernu, din respect pentru dumneavoastră o să stau în picioare. Dar nimeni nu știa că durerile erau cumplite, nu se putea așeza pe scaun. Oare așa să privim pe omul din conducere de astăzi a Comunei Poduri? Așa, cu declarații și anonime sau, mă rog, la DNA? Dar ce suntem noi pădurenii la DNA? Erau altădată niște oameni și pe strada mea era unul renumit care făcea, nu trecea ziua fără fapt să meargă cu jalba în proțap. Eu, dacă aș propune doamna primar, știu că nu este corect ce spun, ca acest material care dumneavoastră l-ați citit, măcar la Comisia Economică, la Comisie 5 materiale de astea, să le avem și noi la dosar, pentru ca să vorbim de cifre, că suntem întrebați și mă bucur tare mult. Mi-am notat 375 de miliarde de lei vechi gazele în Comuna Podul. Este un proiect grandios. Pădurile noastre s-au decimat, s-au tăiat. Nu mai sunt. O mașină de lemn, oameni buni, se duce acum la 70-80 de milioane de lei vechi și nu te ajunge o iarnă întreagă. Este nemaipomenit ceea ce gândește doamna primar și alături de noi toți. De asemenea, aș dori tare mult să mulțumesc sincer și fac în numele doamnei primar tuturor consilierilor. Toți din noi contribuim cu ceva. O idee e un lucru mare atunci când o spui cu zâmbetul pe buze, când nu o spui cu și retlicuri sau cu alte lucruri, cum câteodată se mai întâmplă și ne cerem scuze la unii dintre noi, consilierii, ci să mergem cu sufletul deschis, curat și să spunem, așa cum am însoțit-o pe doamna primar pe la Bulen, ce șosea frumoasă, ce asfalt frumos, ieșeau oamenii, eu v-am fost elevă, eu v-am fost nu știu mai ce, felicitări doamnei primar, o pupă, o luă în brațe.
la activitate la Căminul Cultural. Da, aici ce frumos ați făcut, aici mi-a rupt încălțămintea când eram tânără cu coroghești și cu hora pe bătaie. Felicitări, doamna primar, că sunteți conducătorul unui OAT și a unei comune cu care județul Bacău trebuie să se mândrească. Orice musafir care vine are ce să vadă, are de asemenea ce să spună mai departe. Uite, am văzut ceva deosebit la Podureni. Și când spune lucrul ăsta, spune și pentru omul simplu de la țară și pentru consiliere din Consiliul Local și pentru cei din administrație și pentru doamna primar și viceprimar și administratorul comunii Vasălică, te felicit pentru tot ceea ce faci. Vă mulțumesc sincer și iertați că am fost ca lume. Auzi ca la Ceaușescu, că după ce mă termina cu aplauză, mă uită bușcat. Eu vă mulțumesc frumos pentru cuvintele dumneavoastră, domnul Bian. Cred că în asentimentul dumneavoastră au fost cel puțin o parte dintre colegii mei, cel puțin o parte dintre consilieri, să simt lucrul acesta. O parte poate au fost în asentimentul dumneavoastră, dar nu vor să recunoască. Eu le mulțumesc încă o dată tuturor celor care sunt astăzi aici. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru ajutorul pe care îl dați. Mulțumesc consilierilor că au fost cei care au aprobat acele planuri și acele idei pe care am vrut să le punem în practică și care s-au dovedit a fi și finalizate. Până la urmă, Consiliul Local are importanța sa. Eu întotdeauna am dat o importanță Consiliul Local, doar că și dumnealor care fac administrație de ceva timp știu foarte bine cu ce se mănâncă, să spun așa, o parte dintre dumneavoastră, știți că ați lucrat în administrație, știți cu ce se mănâncă, știți cât este de greu de făcut un proiect și de dus până la bun sfârșit. Toată lumea dorește, toată lumea vrea, numai că lucrurile, știți, încă o dată, se fac exact ca și într-o gospodărie. Toate pleacă cu cetul, cu cetul, iar fiecare zi, chiar dacă astăzi ai construit ceva, probabil că mâine se mai strică ceva și trebuie să repari. Nu este un timp în care să spunem, domnule, noi ne apucăm și facem în 10 ani de zile, nu o să mai avem nimic de făcut. În fiecare zi lucrăm la câte ceva, în fiecare zi apare ceva la ușă, chiar și cu pandemia aceasta, vin zilnic zeci de oameni, să nu credeți că nu sunt primiți, întotdeauna sunt primiți. Ușile au fost deschise, așa cum am spus, și în alte dăți, și la propriu și la figurat, și nu cred că a plecat cineva, poate a plecat supărat datorită faptului că nu s-a putut rezolva problema într-un mod legal. Dar de obicei toată lumea pleacă, măcar cu vorbă bună de aici și asta chiar mulțumesc unui domn, era un domn de la, nu știu, Dobrovăț se numea, un domn care locuia la Moinești, undeva pe ulița spre Sava, din câte știu eu, dar avea doar casa, cred că are doar casa acolo pe ulița spre Sava și domnul stătea la Moinești și a venit aici pentru un document. Probabil că în alte parte, la altă primărie, stăteau 20-30 de zile, că așa se stă, aștept documentul respectiv. Iar a spus că în 10 minute, într-un sfert de oră, și-a rezolvat toate documentele de jos până sus și ca mulțumire a scris ziarului de Bacău și am fost felicitați întreaga echipă și eu personal pentru faptul cu ceea ce s-a întâmplat cu această persoană. Să știți că, în afară de salariul pe care le-ai și care se cheltuiește tot la fel de repede cât le-ai, să știți că un primar și cei din echipa sa trăiește și din aceste gesturi. Cred că trăiește mai mult din aceste gesturi și dă un mai mare optimism să facă ce are de făcut decât din faptul că vine cineva și care nu este mulțumit sau pe care nu poți să-l mulțumești. Asta este mare. Nu pe toată lumea poți să-l mulțumești, e foarte adevărat. Dar totuși m-am mulțumit faptul că a fost atât de drăguț și a scris și la ziar acest lucru, deci și în ziar au apărut chiar cuvintele dumnealui, a fost o întreagă scrisoare pe care a scris-o și m-am mirat că cei de la ziarul de Bacău au și dat-o, că am văzut-o și eu, mi-a trimis-o cineva și uitați ce scrie. Așa că de asta spun că îl mulțumesc colegilor că au fost prompți, avem și părți negative și drepte, că asta e viața, nu putem să...
De la 1 aprilie vom avea auditul care va fi aici și va sta cu noi. În scurt timp vom avea probabil și curtea de conturi, așa că va veni și buget, așa că ne așteaptă zile destul de grele, neapărat nu avem de ce să fie grele, dar să zic mai agitate și mai pline. Sper să ne înțelegeți dumneavoastră pe noi în momentul în care suntem poate mai așa mai agresivi. Na, să zic agresiv, cu toate că nu prea suntem noi agresivi aici, dar câteodată îți mai pierzi răbdarea, pentru că în afară de a fi primar, viceprimar, administrator, secretar, ești om și cred că asta este cel mai important. Domnul Balaban, am văzut că vreți să spuneți dumneavoastră ceva? Da. Îmi cer scuze că m-am întins. Doamna Vintru, m-au sunat diverse oameni din comună și au întrebat, m-au sunat ce consilier răspunde pe zona lor. De exemplu, Proteanu Paulita din Rusăiești, Lovin Iulia din Rozești. Și cred că ar fi bine să ne împărțim pe sectoare. S-a mai ridicat toată problema asta. Oamenii au zis că nu, pentru orice să suni la primărie, la dumneavoastră, să ia legătura cu consilierul respectiv. Și cred că ar fi bine să ne împărțim pe... Că suntem, dacă ne uităm aici, am să vă spun eu ceva. Vorbesc cu consilierul și a doua să vin la primărie. Deci asta e... Deci știți cum e de ce a făcut? Azi au vorbit sau au vorbit de fapt înainte cu mine și mai vorbește odată cu dumneavoastră. Nu-i problemă. Lumea trebuie să știe exact ce consilieri sunt și cum sunt consilierii părțiți prin zona asta. E foarte bine. Da. Nu e nicio problemă. Dar să știți că noi la nivel de... Înainte să fiți dumneavoastră, noi la nivel de consiliu și la nivel de primărie am făcut ședințe pe fiecare zonă în parte, am făcut ședințe la Bușei, ședințe la Propozei, ședințe la Valea Șoși, să se mai termine un pic și cu problema asta cu pandemia, să vedem ce o să spun în continuare și o să continuăm să facem ședințele și o să mergem câțiva reprezentanți și ne întâlnim cu oameni de la Bușei, știu că au venit foarte mult și la Propozei. Au venit o grămadă de oameni atunci. Și atunci aș spun, fiecare spune ce problemă, ce ar mai trebui făcut, un fel de ședințe dintre astea cetățenesc, dar am zis să mai treacă un pic cu boala asta, că... Da. Și anunțăm, o să facem un anunț și vorbim. Și cu o problemă, zicea să venim cu propuneri. Da. Eu am deja o propunere. Nu o facem acum, o duceți la dospit, o vorbim și o discutăm, da. Cred că propunerea dumneavoastră ține de biserică, da. Sunt convins, nu știu de ce simt așa, dar o să vedem ce o să întâmple și pentru că nu putem să spunem propuneri, dar nu avem deocamdată bani. Că dacă putem propuneri, știți. Vreau să vin să o discutăm, să spunem ce avem, ce se poate face. Da. Să putem demara. Da. Mulțumesc frumos. Da. Domnul Starparu, domnul inginer. Câteva probleme am să ridic. Deci, problema cu iluminatul, da? Că se mai ocupă Nicoleta de niște becuri care trebuie să fie înlocuite. Da. Le-am văzut acum. Deci, asta o să spun. Trebuie notat un pic ceva și lăsate la băieți. Da. Deci, nu se poate înlocuit când da. Să fie proiectul cu cel nou. Da. A doua problemă. Bă, s-a surpat acolo la DJ 107 și un pic o semnalizare mai sedentă până o să vină să lucrez. Da, am pus noi ca să un pic o semnalizare, dar au spus că vin și refac, că am semnalizat și noi. Am făcut deja adrese către drumul județean, să vină, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Deja s-a surpat ceva. Da, e surpat și e pericol. Da. Asta am văzut. Și ar mai fi o problemă, s-a făcut asfaltul aici în Brănești. Apa care coboară din deal de la biserică e canalizată pe ușul care ajunge la pomenică. Da. Să avem în vedere să facem ceva, în momentul în care o să se termine asfaltul spre Brănești încolo, să mergem între exemplu torenți care o să strice totul la bani. Am discutat, asta pot să adaug eu ceva. Am discutat și cu proiectantul și cu constructorul din zona respectivă, toată apa care vine de sus să fie dirijată către râu, partea asta altă, către licioara respectivă, este un licioar acolo. Acum se duce cu ea, dar trebuie amenajată. Amenajată, asta zic, dacă e amenajată, da, tot prin proiectul ăsta de... Da, mulțumesc. Vă mulțumesc frumos, dacă cineva mai dorește să mai spună un cuvânt, ceva să mai... Vă mulțumim, ședința a luat sfârșit, o să ne întâlnim.